că precum pe pământ au fost socotiți în ceata celor aleși, așa și în cer să-i numere noastră sfinților tăi ucenici. Și precum s-au arătat cinstiți de către oameni, așa și înaintea ta, Dumnezeule, să fie așezați cu sfinții, ca niște vitezi oștași purtători de biruință. Lupta cea bună au luptat și calea vieții bine au săvârșit. Pentru acestea, dreptule judecător, dăruiește-le în schimb cununa dreptății, iar nouă celor ce, datorită lor, trăim acum liberi, dăruiește-ne, Dumnezeule, putere să pomenim jertfa lor cea mare și privind înfăptuirile făurite prin lupta lor, să le urmăm vitejia. Caută, Doamne din cer, de pe tronul slavei și împărăției tale, și pentru jertfa înaintașilor, binecuvintează și acum pe binecredinciosul popor român de pretutinde, pe conducătorii țării și armate iubitoare de Hristos, dăruind biruința asupra celor potrivnici, bună sporire, îmbelșugare și pace, că Tu ești Dumnezeu, Mântuitorul nostru, ție slavă îți înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejde noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, binecuvântează. Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii sale, cu ale Sfinților întotdeauna lăudaților apostoli, ale Preacuvioșilor de Dumnezeu, purtătorilor părinților noștri, și pentru ale dreptului Lazar, sufletul adormitului robului său, Liviu Cornel Erou, căzut la datorie, în corturile dreților să-l așeze, în sânele Avlam să-l odihnească, cu dreții să-l numere, iar pe noi să ne miluiască ca un bun și de oameni iubitori. Amin. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. N-am să vă spun mai mult decât am spus la poalele curtii. O voce care a ars pentru noi toți. O lumină care nu s-a stins. Și lumina asta stă în sufletele noastre, a celor tineri, a celor ce astăzi trebuie să pășim pe mai departe. Nu avem dreptul, ci avem o obligație sfântă de nezdruncinat să nu uităm. Pentru că dacă uităm, suntem de condamnat. Istoria se repetă dacă oamenii îngăduie lucrul acesta. Așa a spus un mare filozof. Așa că noi trebuie să nu îngăduim ca oamenii să fie obligați să dea astfel de semnale, pentru că nu mai este libertate, pentru că nu mai suntem demni, pentru că România nu mai e ce a fost. Dumnezeu să le odihnească pe Liviu Cornel și să ne facă vrednici să-l pomenim și la anul. Doamne ajută!